primar, vă invităm la Ziua Recoltei și vă dăm așa și un simbol. Mulțumim. Este crucea Sfântului Benedict, care se folosește la exorcisme, la îndepărtarea răului. Asta e cruce malteză sau cum se spune noi? Da, dar... masonică? Nu. Lăsați-o aici. Așa, și domnului viceprimar, la fel, și să vă ferească din tot ce e rău, și domnului secretar, la fel, un foarte bun colaborator și mulțumim pentru... Da, așa. Asta-i datoria. Ăla e certificatul și pe spate e legea. Mulțumesc foarte mult. Putem începe dacă e dată. Păi, da, nu cred că mai așteptăm, să începem. Dacă nu e până acum... Haideți. Știi zice ceva, Ana? Poftim? Trebuie să schimb certificatul fiscal. Da, nu i-a explicat secretarul. Am blocat de situația asta. Da. Ok. Dar duminică nu avem dubii cu participare, nu? Nu știu, depinde. Acum mă trezesc dimineața. Lumea s-ar putea să rămână dezamăgită dacă nu vă vede acolo. Sau să fie fericită? Uitați-vă la ei, că de semini, așa. Da. Începem? Da. Începem cu o rugăciune? Da, sigur că da. Binecuvântare. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dragi soți, acum când aniversați acea celebrare la care v-ați unit viața într-o legătură de nedesfăcut prin sacramentul căsătoriei, Dumnezeu vă invită să renoiți în fața sa promisiunile făcute odinioară unul altuia, pentru că aceste promisiuni să fie întărite în harul lui Dumnezeu. Îndreptați-vă rugăciunile către Domnul. Într-un moment de tăcere, în inimile noastre, să-i prezentăm lui Dumnezeu acelea jurăminte din ziua căsătoriei. Să invocăm îndurarea lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, care în planul său prea înțelept a voi ca în iubirea fidelă și fecundă a soților să întrebadă istoria mântuirii. Spunem împreună, vă rog, Doamne, renoiește fidelitatea slujitorilor tăi. Doamne, renoiește fidelitatea slujitorilor tăi. Părinte Sfânt, care ești fidel, tu ceri ca legământul tău să fie respectat și îi răsplătești pe cei care îl respectă. Binevoiește a revărsat binecuvântările tale peste slujitorii tăi care sărbătoresc a 50-a aniversarea căsătoriei. Doamne, renoiește fidelitatea slujitorilor tăi. Tu, care ai voit ca viața conjugală să fie un exemplu de viață creștină, fă ca toți soții să fie martori ai misterului iubirii fiului tău. Doamne, renoiește fidelitatea slujitorilor tăi. Dumnezeule, familia își are temelia tainică în orânduirea ta. Ascultă cu îndurare rugăciunile slujitorilor tăi și fă ca urmând exemplul Sfintei Familii să te laude veșnic în bucuria casei tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, și-a toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Te lăudăm și te binecuvântăm pe tine, Dumnezeule, Creatorul la toate, care la început a făcut bărbatul și femeia ca să fie o comunitate de viață și de iubire. Îți aducem mulțumire pentru că ai binevoie să binecuvântezi viața de familie a slujitorilor tăi aici de față, spre a fi o imagine a unirii lui Hristos cu biserica. Îndreaptă-ți astăzi privirea cu îndurare spre ei. Și tu, care i-ai păstrat uniți atât de, în timp de bucurie cât și în timp de suferință, reînnoiește-le legământul nupțial, sporește-le iubirea, întărește-le legătura păcii, ca să se bucure mereu de binecuvântarea ta împreună cu copiilor care îi încojoară prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să vă dăruiască pacea sa. Amin. Fiul unul născut al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare atât în clipele de bucurie cât și în clipele de suferință. Amin. Amen. Duhul Sfânt să reverse necontenit iubirea sa în inimile voastre. Amen. Și pe voi toți care sunteți aici de față să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc. Acum, dacă o termina părintele, stați jos. Da. O să
spun și eu cuvinte. Vreau să mulțumesc în primul rând părintelui Marcelin pentru prezență. L-am chemat și pe părintele Tiberiu. Din păcate, a zis întâi că vine, după aia a aflat că trebuie să plece la Iași. El este la Iași. Acum și n-a putut să vină. Că altfel venea și părintele de la Răchiteni, ca să nu credeți că de ce nu e venit unul sau altul. Chiar vă salută cu drame. Da. Așa. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Să vă felicit pentru faptul că ați, în special familiile care au reușit împreună să ajungă la 50 de ani de la căsătorie, dar și pe dumneavoastră persoanele singure, care ați rămas singure, ca urmare a decesului soțului sau soției. E un moment extrem de important pentru dumneavoastră ca și persoane. Și eu îmi doresc ca la rândul meu să ajung, nu mai sunt mulți ani, să ajung și eu să pot să mă bucur de această frumoasă vârstă, 50 de ani de la căsătorie. Vreau să vă felicit încă o dată, să vă doresc multă sănătate, fericire alături de cei dragi, copii, nepoți, strănepoți, fiecare cu mare, și să vă bucurați de fiecare clipă a vieții, de fiecare moment și să-l prețuiți așa cum se cuvine, pentru că niciodată, niciun moment nu mai este la fel. Indiferent de vârstă, de situație, că e mai greu, mai ușor, mai frumos, mai plăcut. Să vă felicit încă o dată și să vă spun la mulți ani și multă sănătate. Și vă mulțumim pentru prezență. Hai, Elenuța, pune o cafea. Fă-ne că pune și tu un păhăruț cu ceva. Eu am să mă retrag, că trebuie să fiu la 6:30 la Iugani pe mormântare. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim, părinte. Mulțumim de participare. Felicitări pentru tot ce faceți pentru comunitate, pentru toată comuna. Dumnezeu să vă dea mereu zâmbet, ca să ne... Zâmbesc destul de mult, la fel că sunt și supărat uneori, că sunt lucruri inerente. Da, da, da. Aici am pregătit o icoană cu Sfânta Familie și cu un rozariu. Mie mi se pare că rozariu este cea mai plăcută rugăciune pe care o putem face și la îndemână fiecăruia. Da, unde sunt câte două rozarii, rog pe domnul secretar să le dea, unde sunt două rozarii, sunt pentru acele, exact. Sunt, uitați, exemplu, aici sunt două parte, sau unul. Nu sunteți aici sunt două. Singur. Uite, aici sunt două. Aici sunt două. Și dumneavoastră singur? Da. Ai mai găsit două? Așa, bine. Acolo, familie. Nu se vede. Astea două. Aici sunt două. Așa, aici sunt două. Aici sunt două. Uite aici, cred că sunt două. Și unul alea, tot doi. Ba da, sunt două aici. Aici soția acasă. Și aici sunt tot două. Cum să nu vrea? Mai vreți cafea? Pune-mă de la asta alea. Pentru echipa de la primărie, ca așa e nevoie, ca așa de la primar, zâmbește dacă dată vreți să mai... Așa, și mai era o persoană, nu? Da, care... Vă las și dată. Vino, vă se dau. Mulțumesc, părinte, și noi mulțumim. Sănătate. O, da, așteptăm. Pregătiți acolo porcul, că oricum nu mănânc, așa că... Ei, avem un rău de surprizi, nu e o problemă. Da. Bine, mulțumim. Mulțumim. Vă descurcați, da? Sigur, mulțumim. Avem pentru dumneavoastră și o mică atenție, un cadou din partea primăriei. Pentru familie suma de 400 de lei, pentru persoanele singure 200 de lei și o diplomă de onoare. Așa. Și o să mai avem și o sacoșă cu niște produse acolo. Da, o să vedeți mai asta ce o să fie. Mulțumim. Hai, sau să... Da? Haideți aici. Haideți să ne adămătări cântă-i. Da, dar mai nu mutăm greu, mai tine vom... Să faceți o poză, nu trebuie să veniți să facem o poză. Așa, da. Nu trebuie să veniți să facem o poză. Să dăm ăsta. Maria, ce-a asta? Tefănică ăsta. Hai, dacă mă dăm greu. Să nu-i dăm.
Vezi ce? O să no, e ok. Mai să zâmbești, dar ce n-am uit Tereza. Zâmbești. Da, Haideți! Gracias.
cunoaștem de la mare. De cât era mai mare, o mare, pe pasul. Acum ești cu Ioane? Eu? Amin, o o poză de grup unde facem aici? Nu cred că e suficient de mare. Adică încercați, încercăm. Aici e grava. Ia să domnul Vici. Faci afară? Da, mai afară. Avem și primărie făcută. Domnul Vici, acum a făcut domnul Vici primăria mai frumoasă. Vedeți cum a fost afară. Aici nu mă acum și ultimul cadou, ca să zicem, dar nu cel din urmă. O friză, nu? Da. E o pungă cu dulciuri. Cu ce-o fi ideea? Cu ce mai este? Vă mulțumesc! Sănătate mult! Sănătate! Noi vă mulțumesc! E una de familie. Vă mulțumim, domnul primar, să trăiți! Mai bine multă sănătate! Și noi vă mulțumim cu sănătate! Fărică! Ne-ați luat și pe voi! Sănătate! La mulți ani, fericire și multă sănătate!